într-adevăr, în care pe Dumnezeu poate împlinești visierul bunătăților, dărătorul de viață, nu știu, să lășulești într-un noi. Ne curățești pe noi de toată tine aceea și mântuiește de Bogul Sfântul Tămasă. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și ca și veșii de șoameni. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne. Doar cu ce începerite binecuvintează. Nu este Dumnezeu, par să o par și ca să iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Știți, bine ați venit. Vă rog să veniți mai în față cei care sunteți aici, chiar dacă v-ați convenit, luați locul în bancă aici în față. Așa. Vreau de Stelian, să două vorbe și un cuvânt. Întotdeauna, părintele profesor, toată stima și dragostea noastră pentru faptul că timpul acesta prețios oamenilor de care greu ne despărțim unii dintre noi, pentru că ni se pare nouă că avem mai alte treburi mai bune de făcut decât să venim pentru suflet. Dar știți, Martu, Martu, tu de toate te selești, dar Maria, partea cea bună și-a ales pe lângă ea și Filoptea și Jurița și Edena și de toate. Bine ați venit, ai dat drumul la cameră? Da. Uite, profesor, Doamne ajută, ne-ați venit. Ne bucurăm încă o dată că avem în mijlocul nostru un părinte profesor. L-am avut și pe colegul dumneavoastră, ca slujitorul, lumea trecută. Poate v-ați zis, poate v-ați spus. A avut o intervenție foarte frumoasă prelegere. Și astăzi continuăm și cred că întâiem aici, până după Sfintele Paști, cu prezența Sfinției voastre, în mijlocul parohiei noastre. Și o să vă las cu fratele Stelian, pentru că eu trebuie să mă ocup puțin de memorie, acum deocamdată. Și toți fratele Stelian vreau să anunțe și tema și să încă o dată vă invit. Poftiți mai în față, chiar dacă sunteți la spovedit. Veniți mai în față aici. Vă puteți să rând acolo. Da, și cum vă mergeți la părintele? Și ai poziție. Dacă ce începe, părinte profesor, și iubiți credincioși, ne pare bine și dăm slavă lui Dumnezeu, cel întreime slăvit și lăudat, și pentru această seară, pentru această întâlnire, în cadrul căreia îl avem pentru a doua oară în mijlocul nostru pe părintele profesor Silviu Tudose, parohul Bisericii Sfântul Ilie Gorgan din București, care astăzi ne va vorbi despre perioada binecuvântată a triodului, ca fiind o perioadă ce duce către înviere, ce este sau se constituie ca un urcuș către înviere. Cu această seară duhovnicească, după cum a anunțat și părintele paroh, încheiem seria sau ciclul acestor întâlniri duhovnicești, acestor seri duhovnicești din acest sfânt și mare și binecuvântat post al Paștilor. Următoarea întâlnire, având o pe data de 20 aprilie, la orele 19, tot aici, la biserică, când în mijlocul nostru va fi domnul profesor Ion Marian Croitoru, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Târgoviște, care va vorbi despre Sfântul Ioan Gură de Aur, dascăl al pocăinței. Și exact cu 10 minute în urmă am primit tema pentru următoarea seară duhovnicească, după 20 aprilie, care va fi pe 18 mai, deci undeva aproximativ peste două luni, când va fi în mijlocul nostru părintele ieromonah Hrisostom Filipescu, egumenul schitului Țibucan, județul Neamț, Arhiepiscopia Iașilor, și care ne va vorbi despre iubire și iertare. Un părinte care a scris și câteva cărți, scrie foarte multe studii, articole foarte interesante, cât se poate de interactive. Deja destul de cunoscut în viața bisericească contemporană, care a participat la mai multe conferințe în mai multe orașe și care, deci, atunci, pe 18 mai, va fi aici, în mijlocul nostru. Până atunci, dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate. Vă mulțumim, părinte profesor, că v-ați rupt din timpul prețios și plin încărcat din această perioadă și ați onorat și de această dată cu multă dragoste invitația noastră. Vă mai așteptăm în mijlocul nostru și totodată vă dorim să aveți parte în continuare de un post ușor și binecuvântat și de multe împliniri
și realizări duhovnicești. Doamne ajută, bună seara, bine ați venit!